Administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, Costel Avram, este indignat de faptul că sute de locuitori ai unor blocuri din Aninoasa, care au fost afectate în urma cutremurelor din acest an, sunt mutați acum în containere ce au fost utilizate la spital în timpul pandemiei. Avram spune că este inadmisibil ca cetățenii români să fie tratați în acest mod, în condițiile în care refugiaților ucrainieni le sunt puse la dispoziție hoteluri de 4 stele. După cum ați văzut și dumneavoastră, a fost cutremurul din Gorj, s-a resimțit și în Valea Jiului. Mai la Ninoasa. Da, dar aici eu din mine spune că, indiferent că sunt la Partidul Social Democrat, trebuie să spunem lucrurile pe nume și trebuie să spunem că legislația trebuie modificată. Este inadmisibil, dar inadmisibil ca cetățeanul, românul meu, din Valea Jiului de Aninoasa, din cauza faptului că acel cutremur a făcut ca blocul, cele 20 blocuri la Aninoasa să nu mai fie sigure, să fie mutat în niște containere, da? Și eu, român, să nu pot să îl ajut ca el să stea undeva la o vilă, să închiriez undeva, cum dăm bani statul român, dă bani la ucraineni, da? Ucrainenii pot să fie puși la hotel de 4 stele, să stea la hotel de 3 stele, dă-i mâncare, cazează-i, iar românul meu de la Ninoasa să fie cazat într-o cușcă. Nu e corect. Și aici și parlamentarii și oamenii trebuie să ia acel de mână pe polițienii care fac legea și să spună, stați, hop, opriți-vă că trebuie să faceți ceva pentru oamenii noștri. Aici poate din mine e ăla de patriotism local, nu neapărat naționalist, nu sunt pro-rus, dar în același timp guvernanții noștri trebuie să găsească soluție, să modifice legea, iar cum și noi în timpul pandemiei am putut ajuta de la administrația publică locală pe medici, pe asistente, așa să ne lucrăm și pentru acești 300 de oameni care stau în Valea Jiului acum în niște containere. Va veni vara, cum poți să stai în containere și când știi tu că românul tău îl ții într-un container, iar pe ucrainieni îi ții în hoteluri de 4 stele?